Caz halucinant la un liceu din Dâmbovița, o elevă de 17 ani a fost violată de 4 colegi minori și ei chiar în toaleta școlii. Mai mult, o altă elevă, tot de 17 ani, a povestit că și ea a fost abuzată de aceiași băieți într-o stație de autobuz. Ambele victime ar suferi de unele dizabilități și s-ar afla în plasament la două familii adoptive. În ceea ce îi privește pe cei 4 făptași, aceștia se află acum în arest. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. 4 minori cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost arestați preventiv într-un dosar în care sunt cercetați pentru agresiune sexuală și viol. Aceștia sunt acuzați că au forțat o colegă de 17 ani să întrețină relații sexuale cu ei. Totul s-a întâmplat la începutul lunii februarie, chiar în incinta liceului din Vionești, unde sunt elevi. Potrivit IPJ Dâmbovița, polițiștii ar fi fost sesizați cu privire la acest eveniment abia în luna aprilie. Ulterior, anchetatorii au început cercetările, iar unul dintre suspecți, minorul de 17 ani, a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți, fiind apoi arestat preventiv pentru 30 de zile. Ceilalți 3 băieți cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani se aflau deja în arest după ce la sfârșitul lunii martie au mai agresat sexual o fată tot de 17 ani într-o stație de autobuz. Cele două victime ar avea mai multe caracteristici în comun pe lângă vârstă. Acestea ar fi fost eleve la aceeași școală și ambele ar prezenta unele dizabilități. Fetele se află în plasament la două familii adoptive. Familia uneia dintre minori este cea care a alertat autoritățile după ce fata care a fost umilită în stația de autobuz a ajuns acasă în stare de șoc și într-un final ar fi reușit să le povestească părinților prin ce trecuse. Aceștia au mers direct la poliție, iar ulterior a fost sesizată și Protecția Copilului, instituție care are în atribuții să supravegheze atent familiile și copiii aflați la asistenți maternali. Anchetele desfășurate de oamenii legii au condus și spre episodul grav din februarie, atunci când una din fete a fost agresată de cei 4 colegi în toaleta școlii. Ea și-a făcut curaj după o lungă perioadă de timp să povestească ce s-a întâmplat. În prezent, cei 4 minori se află în arest preventiv, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște pentru infracțiunea de viol și agresiune sexuală. Și discutăm pe această temă cu Irina Ilisele, expertă egalitate de gen, rețeaua pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Bună seara! Bună seara! Sunt foarte multe cazuri de acest gen și despre multe dintre ele, din păcate, nici măcar nu apucăm să aflăm pentru că victimelor le este frică să meargă să facă o plângere sau să vorbească despre drama prin care au trecut. Cum credeți că ar trebui să procedeze autoritățile? Pentru că până la urmă despre ele vorbim aici. E un caz despre care se cunoștea deja, se știa că ei aveau antecedente de acest gen. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a discuta pe această temă. Da, clar, aceste cazuri, vorbim la nivel public despre ele, dar cazurile realitate sunt mult mai multe. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile? E important de avut în vedere că aceste contextul în care are loc această situație. De exemplu, la nivel național nu avem în ultimii 10 ani și peste niciun program la nivel național de combatere a violenței de gen, violenței asupra fetelor în sistemul de educație. De asemenea, nu avem niciun alt sistem de formare a cadrelor didactice, nici la nivelul formării inițiale, nici în formarea continuă, pentru a identifica astfel de cazuri, pentru a le preveni, pentru a ști ce să facă, unde să raporteze atunci când au loc astfel de situații. Și cum nu avem atât în sistemul de educație, nu avem nici în sistemul de sănătate astfel de formări absolut esențiale pentru a putea să luăm măsuri. Un alt aspect de avut în vedere ca și context este la fel absența programelor la nivel național de educație sexuală în care tinerii să învețe ce înseamnă consimțământul, să recunoască momentele în care sunt agresați, abuzați sau respectiv să ceară consimțământul și să le respecte celorlalte persoane. Alte lucruri de care avem nevoie, colegele care lucrează pe tema justiției spun că foarte adesea procurorii nu sunt pregătiți să interogheze persoane minore, de asemenea nu sunt pregătiți neapărat să identifice astfel de cazuri, pentru că victimele foarte adesea se confruntă cu rușine, foarte adesea victimele sunt blamate și de cele mai multe ori le este teamă să vorbească despre astfel de situații.
Și astfel de situații, deși acum le vedem foarte șocante, din păcate, au loc aproape zilnic în școlile din România. Este un studiu al Salvați Copii care spune că 4% dintre elevii din România au trecut în ultimul an printr-o situație de agresiune sexuală. La fel, în munca noastră a organizațiilor pentru drepturile fetelor și femeilor primim foarte multe mărturii care în multe cazuri vor să rămână anonime, de situații de agresiune care, din păcate, au loc chiar în mediile în care fetele ar trebui să se simtă cel mai în siguranță. Și poate chiar vom avea ocazia să discutăm pe larg în curând pe această temă. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Irina Ilisei a fost în legătură telefonică directă.